Alex Dumitru, bine ai revenit. Făceam un scurt inventar înainte să ne apucăm de povești, că au fost foarte multe schimbări în lunile astea de la precedenta noastră întâlnire din iulie. Ai devenit tată. M-am căsătorit. Te-ai căsătorit. Activez în București mai nou. Te-ai mutat și cu job-ul și aici. Și cu job-ul, da. Bistro Ateneu, o chestie așa care pare să fie din zona aia foarte rarefiată a restaurantelor din București, că sunt foarte puține locuri de felul ăsta. Voi aveți o abordare unică asupra ingredientelor. Da. Nu știu dacă e unică, dar cu siguranță e o abordare mai directă, așa, și e o abordare de la producător la restaurant, la bucătărie. Adică nu trece prin alte mâini. Etape. Dar nu trece prin alte mâini, trece prin alte etape. Pe cât de mult posibil, lucrăm tot timpul la îmbunătățirea produselor, la serviciilor implicit, pe care le putem oferi după. Am văzut că nu complici foarte mult lucrurile. Nu. Chiar și astăzi îmi povesteai că după ce ne-am luat câteva ingrediente, am făcut noi piața înainte să venim încoace, mi-ai zis, mie îmi sunt destule. Mi s-a părut foarte interesant, pentru că în felul ăsta, ingredientul central e ăla. Te vine mult e, mai... Da, e vedeta, gândesc așa. Păi, nu știu dacă e caz să complici lucrurile și... Cred că lucrurile mai complicate sunt mai mult pe timp de iarnă, toamnă, când trebuie să fii mai creativ, că nu e atâta... Nu e abundența. Nu e abundența. Și atunci, da, poți să devii mai creativ sau poți să ai mai multe bătăi de cap, dar primăvara și vara și toamna, cred că sunt trei anotimpuri pe care simplitatea ar trebui să le definească. Și acum chiar avem. Adică de la toate frunzulițele, floricelele și toate lucrurile astea care au și un gust foarte bun, da. Până la, în fine, măduva pe asta o găsim tot timpul anului. Da. Dacă avem sursele potrivite. Evident. Pentru că dacă nu, rămânem fără el. În paralel cu munca ta, ca și cum ne-ai avea destule de făcut, mi-ai adus și îți mulțumesc pentru asta. Da. Kimchi de leurdă. Kimchi de leurdă. Băi, mi s-a părut foarte tare. Adică să pui leurda cum ar veni pentru iarnă. Da, o să o ții acum cât vrei. E și o chestie foarte bună, dacă e la bază probiotică, e o fermentație continuă. Și... E și foarte sănătos. Foarte sănătos, da. Foarte gustos, e... versatil. Da. Exact. Da. Poți să faci... Și o chestie în care poți păstra leurda, ok, pe lângă clasicele murat, deshidratat, care oricum sunt... Nu sunt da. La deshidratare pierzi un pic din... Da, oricum pierzi, iar la murat de obicei nu rezistă și e foarte puternică. Ți are un iz foarte... pronunțat. Și atunci... Și... Oftit de asta, în urma unei discuții cu alți doi prieteni, că trebuie să menționez că n-a fost 100% ideea mea, a fost o discuție între ei. O să spun și cu cine, dacă te rog. Okay, cu Alex Ciobortan, tipul de la Fix Me a Drink. Așa. Este un foarte... un tip foarte pasionat și face ceea ce faci, încerca să faci și noi, el face cu băuturile. A, el face tincturile alea. Da, foarte tare. Și Bobo Popescu, care este la fel. Un pasionat de... Și Andreea Miez a... contribuit. Pic, da. Iar m-a pus pe treabă și am făcut. Ce gătești la Bistro Ateneu? Nu știu, am încercat acum... De la venirea în București și implicit de la ultima vizită și de la ultima noastră întâlnire, am încercat să mai și... Întreb. De exemplu, am mai ieșit cu oamenii ăla, așa, mai început să particip mai des la tot felul de întâlniri, conferințe, you name it. Și la o discuție cu Cosmin Dragomir, am vorbit de... că știam că ăsta de Novacu e afumat, e produs certificat... Da, dar... Novacu Argentin. Da, mai, da, Novacu Argentin. Și am zis, ok, hai să... L-am întrebat pe Cosmin, zic, băi, cum ți se pare, cum mi-a zis, ok, ok, da. Am luat de la obor, mi-am spus tipul ăsta, zic, băi, oprește-și de când îți vine tu lovacă de asta, nu e grabă, nu nimic, oprește-și mie 2-3 din ea mari, filetează-mi-l tot și mă sun. Ok, m-a sunat tipul, băi, uite-ți-am luat, l-am fumat la restaurant, am pus un pic pe sare, l-am ținut un pic la părinții mei la aer și apoi l-am afumat.
cu lemn de fan. Nu l-am fumat eu, nu l-am cumpărat pe cel fumat. Și l-am dus la restaurant, zic, hai să vedem ce a ieșit. Și nu ne-a plăcut. Peștele fiind foarte mare, în afară se uscase un pic, a trebuit să trece ceva fum cald și în urmă nu se, oarecum, nu era acolo, dar practic nici n-am avut curajul să-l să se trece. Așa că l-am mai, le-am tot a zis, bă, ia și afumul în continuare, mai dă-i până nu vedeți. Mai dă-i? Da, l-am mai fâșiat un pic să mai se afume. Și, în schimb, nu l-am făcut cum o făceam cu păstru de vară de oftare, l-am, îl rupeam așa, bucățele și îl lăsam așa, natural. E, pe asta l-am făcut pate, l-am făcut cremă, pasta, pentru că nu arăta la fel, nu arăta la fel bucăți și am zis, ok, trebuie să facem ceva. Și am mai pus chestii în el și l-am făcut un fel de pate de pește afumat, de novac afumat. Deci e work in progress, așa. Acum la fel, ne apropiem de urzici, am fost, ne-am făcut stoc de urzici, ne-am făcut stoc de leurdă, ne-am făcut stoc de toate chestia asta, sunt pe meniu deja, am luat chiar pentru prima oară, în, acum cu meniu de prima oară, pentru prima oară în cariera mea, am făcut, n-am mai făcut o supă cremă, ci am făcut un borș de lobodă, care este pe meniu, cu borșul făcut de noi. Borșul de lobodă e... Da. Am avut curare, zic, băi, fuck it, nu mai contează. Ăla e, știi? Adică am gustat cu toți, am mâncat la personal, zic, bă, frate, scuze-mă, dar asta e mai bună ca supa noastră, știi? De pe, și ca orice supă am mâncat-o până acum, pe care am avut-o pe meniul până acum. Sunt bune și alea sunt mai fine, mai prezentabile, mai chestii, dar... Până la urmă am zis, bă, nu se poate, gustul ăsta e foarte bun și... Da, e un gust care trebuie... Și... Pe lângă alte gusturi care acum, sunt... Pentru prima oară, pe meniu, un meniu al meu, unde am activat eu ca bucătar șef, se găsește și o zeamă cu chestie prin ea. Da. Cum te-ai plasat cu restaurantul și echipa de acolo în peisajul ăsta? Cum te relaționezi, de exemplu, cu... conceptul de noua bucătărie românească. Simți că ești acolo, că lucrurile pot merge, pot funcționa și dau rezultate? Da. Eu am fost acolo de început. Și acum, în fine, la Atra era cumva o poveste din munți foarte mișto și, cum să zic, foarte peisaj. Dar acum, la doi pași de Calea Victoriei... Păi, da, noi lucrăm evident tot de acolo, cumva. Cum reacționează turiștii când dau de meniul ăsta și de ingredientele astea? Foarte, foarte bine. Au nevoie de explicații, de povești? De... Da, și le spunem. Am noroc cu echipa, și de echipa de pe front of the house, în care activează ca maître de discipline în Bocioacă. Și noi ne știm de foarte multe vreme, ne completăm. El e un persoan ușor de lucrat, pentru că e pasionat și da. Cumva... are... poate explica foarte bine. Adică citește foarte bine ceea ce facem noi, tot timpul e curios, tot timpul întreabă, uneori enervant, dar e foarte bine că face asta. Și atunci, na, e foarte ok. E cumva muncă ușoară, pentru că lucrurile sunt organizate. Care e cel mai complicat lucru, de altfel, în privința relației astea cu furnizori, clienți, că practic voi sunteți o punte între producători și... Lucrăm direct cu producătorii și apoi chestia asta se direct la clienți. Cum am spus mai devreme, cum o să spun și eu tot timpul, nu alterăm foarte tare produsele, încercăm să le ținem la minim. Și atunci e o direcție pe direct, adică... Noi le explicăm produsele de unde sunt, scrie și pe meniu de unde sunt produsele. La un moment, într-adevăr, e mai mult de muncă și trebuie să fii și mai creativ și atunci le mai schimb, le mai alterezi starea brută sau oricum, da, e mâncare, până la socătim cumva. Dar e plăcut, adică eu sunt fericit că fac asta, sunt, nu știu dacă pot să zic că sunt mândru, dar nu sunt mândru, dar sunt împăcat. De ce? Ai putea chiar să fii mândru, da, pentru că de... cel puțin din ce văd oamenii via online, se întâmplă chestii foarte bune la bistroate. Ne? Uite că din spate vin și astfel de lucruri. Da, avem foarte multe chestii de genul și... Proiecte paralele pe care le ții tu. Cu ciupercile cum facem? Anul ăsta s-ar putea să o rezolvăm, să fie cum trebuie, să putem să livrăm și restaurante. Aici ar fi un de mare ajutor pentru absolut toată lumea, pentru că dacă ai răzbi-o în asta cu actele și să poți să vii cu ciupercile... Am ambiția să fac asta și de obicei dacă îmi pun ambiția să fac ceva, mai greu să mai
trebuie să mă târziu și mai greu sau mai ușor reușesc. E un lucru care se cam vede în ceea ce te privește. Îți mulțumesc tare mult pentru discuția asta. Urmăriți-l pe Alex Dumitru, aveți o mulțime de lucruri de văzut, ieșind din mâna lui, o mulțime de lucruri de învățat, de altfel, cum de altfel e bine să învățăm de la toți oamenii care au ceva de spus în jurul ingredientelor. Ne revedem în curând. Toate bune!